Sătenii din localitatea Balta Verde spun că s-au obișnuit să facă analiza la tehnicianul veterinar respectiv. Oamenii nici nu știu dacă el este autorizat, dar susțin că niciodată nu au avut probleme. Înainte de Crăciun, o familie din comuna Gogoșu a tăiat un porc și l-a dus la examinare. Tehnicianul a spus că animalul este sănătos și carnea poate fi consumată, deși porcul avea trichineloză. Nu era medic, era o persoană neautorizată, era tehnician veterinar, adică este o persoană. Neautorizată? Da. De-aia susțin încă o dată că examenul de trichină, pentru determinarea trichinelei spiralii, se face numai de către medicul veterinar, nu de alte persoane. Trei dintre membrii familiei care a tăiat porcul au ajuns la spitalul de boli infecțioase pentru că s-au simțit rău. Dar numărul celor care au consumat carne este mult mai mare. În cursul serii precedente s-a mai internat o pacientă care a consumat carne de la același porc, da, care este infestat cu trichinela. Sunt sub tratament, starea generală este bună. Carnea infestată a fost distrusă, iar tehnicianul care a făcut analiza cărnii a fost amendat cu 1200 de lei. El nu a fost găsit pentru a spune punctul de vedere cu privire la această situație.